Bine v-am găsit la știri. Cazul tinerei care a murit la jumătatea lunii trecute în spitalul de pneumoftiziologie a Iud rămâne deocamdată învăluit în ceață. Responsabilii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Alba au finalizat raportul întocmit pe baza tuturor documentelor medicale și a declarațiilor martorilor, iar acum este rândul Colegiului Medicilor să interpreteze informațiile obținute. Va mai dura însă până vom ști concluziile finale. Tot ce se știe cu siguranță până în momentul de față este faptul că tânăra a încetat din viață în urma unui stop cardiorespirator. În urma cercetărilor a rezultat că timpul de reacție a cadrelor medicale a fost de 3-5 minute, însă pacienta nu a mai putut fi resuscitată. Detaliile legate de conținutul raportului nu au fost făcute publice pe criterii de confidențialitate. Singurii care vor avea acces la aceste documente vor fi membrii Colegiului Medicilor și procurorul care se va ocupa de acest caz. Aceste aspecte ale procesului verbal cu toate datele în cursul săptămânii acestea sau în cursul săptămânii viitoare, dar în cursul săptămânii acestea, prin adresă vor fi prezentate toate documentele Colegiul Medicilor, cel care este în măsură să ia act de de constatarea noastră, are la dispoziție tot, este o constatare foarte profesională, amănunțită și în detaliu și vor lua deciziile necesare care se impun. Inexplicabilă este diagnosticarea tardivă a pacientei cu TBC. Starea generală a tinerii a fost una precară, ceea ce a favorizat evoluția bolii. Reamintim faptul că femeia a decedat în data de 18 mai în toaleta Spitalului de Pneumoftiziologie a Iud. Familia acesteia este hotărâtă să intenteze proces împotriva cadrelor medicale care s-au ocupat de pacientă. Tinerii care vor să-și dezvolte o afacere în agricultură și să se instaleze în mediul rural pot depune cereri de proiecte până pe 29 iunie la sediul Oficiului de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Prin măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, persoane cu vârstă până în 40 de ani pot obține finanțare nerambursabilă în valoare maximă de 40.000 de euro. Măsura 112 are ca obiectiv îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri și sprijinirea procesului de modernizare. Depunerea proiectelor pentru măsura 112 se va face la sediile OJPDRP în intervalul orar 9-14, iar în ultima zi, 29 iunie, până la ora 12. Solicitantul unei finanțări de 40.000 de euro trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-urile www.apdrp.ro sau www.madr.ro. Fondurile nerambursabile alocate pe această sesiune sunt de peste 120.000 de milioane de euro. Preșcolarii a 4 grădinițe din județul Alba vor învăța ce și cât trebuie să mănânce pentru a duce o viață sănătoasă. Realizatorii ghidului pentru un stil de viață sănătos își propun formarea de comportamente benefice în rândul micuților pentru a preîntâmpina eventualele îmbolnăviri cauzate de supraponderalitate. Cele 4 grădinițe implicate în proiect sunt grădinița Dumbrava Minunată, grădinița Scufița Roșie și grădinița numărul 12 din Alba Iulia, dar și o instituție similară din Blaj. În total au fost tipărite 200 de exemplare din ghid, acesta urmând să fie folosit ca auxiliar didactic de către educatoare, însă reprezintă un material util și pentru părinți. Ghidul pe care l-am elaborat este acum proaspăt cald din tipografie. Se încadrează în proiectul de promovare a sănătății la vârsta preșcolară, insistându-se în special pe alimentația sănătoasă și activitatea fizică. În primul rând am urmărit creșterea procentului copiilor care adoptă un stil de viață sănătos, cunoașterea elementelor care descriu stilul de viață sănătos, adică alimentație echilibrată, servirea zilnică a micului dejun, consumul crescut de fructe și legume, consumul crescut de apă în detrimentul băuturilor acidulate și răcoritoare și mișcare susținută zilnică. Ghidul reprezintă rodul unui parteneriat româno-norvegian, iar proiectul este implementat la nivelul întregii țări. Responsabilii din cadrul Direcției de Sănătate Publică speră ca, în timp, să fie implicate tot mai multe grădinițe din Alba și astfel să contribuie la schimbarea mentalităților și obiceiurilor alimentare nesănătoase în rândul micuților și nu numai.
prea multe calorii ingerate și prea puțină mișcare. Aceștia sunt factorii cei mai frecvent invocați pentru a explica apariția obezității, dar potrivit ultimelor studii ar mai trebui adăugat încă un element considerat responsabil pentru depășirea greutății normale, flora intestinală. Formată dintr-un număr imens de bacterii, virusuri și alte microorganisme, flora intestinală contribuie în mare măsură la acumularea de kilograme. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii la Universitatea Washington. Flora intestinală participă la procesul de digestie a alimentelor, la procesarea fibrelor vegetale și modifică absorpția caloriilor. Analizele efectuate pe rozătoare, dar și pe un anumit număr de persoane, a relevat că flora intestinală a obezilor este diferită de cea a persoanelor normoponderale. Informațiile furnizate de această cercetare ar putea avea implicații asupra modului de a contracara obezitatea. Astfel ar putea fi posibilă modificarea florii intestinale a pacientului prin introducerea în alimentația probioticelor bacterii existente în compoziția unor iaurturi benefice pentru flora intestinală. În final, această cercetare aduce noi dovezi potrivit cărora nu toate dietele sunt eficiente pentru toate persoanele care le urmează. Marius Pop, fostul șef al poliției Teiuș, s-a aflat din nou în fața instanței. La termenul de ieri s-a continuat cu administrarea probelor în cauză și au fost audiați 3 martori. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 26 iunie. Fostul șef al poliției Teiuș a fost reținut de procurorii Daniel Alba Iulia în data de 8 martie. Inculpatul este acuzat de fapte de corupție ce ar avea legătură cu instrumentarea unui dosar în cadrul căruia ar fi anulat un proces verbal care constata o contravenție. Pe rolul curții de apel Alba Iulia s-a aflat judecarea dosarului în care a fost trimis în judecată fostul șef al poliției orașului Teiuș. La acest termen de judecată au fost audiați 3 martori, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 26 iunie 2012, când va continua judecarea dosarului cu audierea a 2 martori și cu administrarea de alte probe în cauză. La termenul de judecată din 15 mai s-a dat citire actului de sesizare a instanței, iar Marius Pop a fost audiat de judecătorii la Curtea de Apel Alba Iulia. Fostul șef al poliției Teiuș este cercetat în stare de libertate. Banii sindicaliștilor din învățământ vor fi reținuți din nou pe statul de plată. Problema a fost soluționată printr-un ordin de ministru care prevede reținerea cotizației sindicale în cuantum de 1% din venitul brut. Dacă până în februarie reținerea se făcea automat pentru toate cadrele didactice, de data aceasta se va face pe baza unei cereri individuale. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a decis în luna februarie ca ministerul să nu mai colecteze bani în favoarea sindicatelor. Liderii de sindicat au acționat în instanță această decizie, însă fără câștig de cauză. Modificarea făcută zilele acestea de către ministrul interimar Liviu Pop are la bază un ordin comun semnat împreună cu ministrul administrației și internelor și cel al finanțelor publice. Conform estimărilor, contribuția tuturor cadrelor didactice la bugetul sindicatelor se ridica la aproape 16 milioane de euro anual. În perioada în care cotizația nu s-a mai reținut automat, au contribuit la acest buget în jur de 10% din profesori. Alba Iulia va avea în 5 luni skatepark. Destinat sportului practicat de tineri pe întreg mapamondul, parcul va fi amplasat în cetatea Alba Carolina, în zona contragărzii bastionului Sfânta Elisabeta, pe o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați. Legislativul de Alba Iulia a aprobat în ultima ședință studiul de fezabilitate pentru amenajarea unui skatepark în cetate. Parcul va cuprinde alei din piatră naturală, gradene, zone verzi și o platformă din beton cu elemente modulare prefabricate de peste 1000 de metri pătrați. Parcul va avea de asemenea și o zonă de protecție a contragărzii bastionului Sfânta Elisabeta. Investiția se ridică la aproximativ 900.000 de euro. Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică, România a intrat în recesiune tehnică după ce produsul intern brut a scăzut consecutiv în ultimele două trimestre. Pe de altă parte, PIB-ul estimat pentru trimestrul întâi al anului 2012 este în creștere cu 0,3% față de trimestrul întâi din 2011. Agricultura, silvicultura și pescuitul au fost ramurile de activitate care au înregistrat cea mai mare creștere a volumului de activitate cu 4,2%, urmate de informații și comunicații cu 2,6%, comerț cu amănuntul și repararea autovehiculelor, transport și depozitare. Un efect negativ asupra PIB l-a avut exportul net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri și servicii comparativ cu cea a volumului importurilor. Reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au înregistrat în administrația publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public, învățământ, sănătate și asistență socială, dar și activități profesionale, științifice și tehnice. De asemenea, o reducere mai mică s-a înregistrat în industrie, tranzacții imobiliare, construcții, intermediari financiare și asigurări.
La instituția prefectului Alba se instruiesc în această perioadă președinții și locțitorii de la secțiile de votare din Alba. În județul nostru se vor deschide, începând de sâmbătă, 431 de secții de votare. Instruirea președinților și locțiitorilor de la secțiile de votare se face elaborat pe serii în sala Mihai Viteazul. Avem mai multe grupe pentru acest instructaj, câte 70 în ture de câte 70, toți președinții de la cele 431 de secții de votare din județul nostru, plus președinții de circumscripții și locțiitorii de la circumscripțiile electorale, cele 79 de circumscripții, vor veni aici la prefectură și vor fi pregătiți din toate punctele de vedere. Cele 431 de secții de votare se vor deschide sâmbătă și vor funcționa până când se va încheia numărătoarea voturilor. Autostrada Transilvania îi dă bătăi de cap ministrului transporturilor. Ovidiu Silaghi a declarat la Alba Iulia că face demersuri în aceste zile pentru a găsi resurse financiare de a achita restanțele de plată către Bechtel, compania americană ce efectuează de ani buni lucrările la autostradă. Ministerul Transporturilor nu a plătit decât o parte din suma pe care o are de achitat către Bechtel. Legat de autostrada Bechtel, am mai spus-o, acordul guvernului ungureanu cu compania Bechtel era ca la sfârșitul lunii mai să plătească 240 de milioane de lei. Din nefericire, la sfârșitul lunii mai n-am reușit să plătesc decât 98 de milioane de lei, atâta era în pușculița ministerului. De azi începând, Ovidiu Silaghi merge cu jalba în proțap la premierul Victor Ponta și la ministrul finanțelor vicepremierul Florin Georgescu pentru a face rost de banii, astfel ca lucrările la autostrada Transilvania să continue. Președintele Parlamentului maghiar venit în România pentru a susține în campania electorală un partid extremist ar putea fi declarat persoană non grata pe teritoriul țării noastre. Ministrul Ovidiu Silaghi a declarat la Alba Iulia pe această temă că diplomatul maghiar ar trebui să-și ceară scuze. Aflat în Alba, în vizită de lucru, ministrul transporturilor Ovidiu Silaghi a condamnat gestul lui Kövér László, președintele legislativului ungar. Cred că este un conflict artificial creat de președintele Parlamentului maghiar. Nepolitețea ar trebui taxată și dânsul ar trebui să-și ceară scuze. Este păcat că se ajunge la asemenea situație din cauza declarației inconștiente a președintelui Parlamentului maghiar. În contextul actualelor relații româno-maghiare, Ovidiu Silaghi a pus ziariștilor o întrebare ce s-a vrut a fi încărcată de sugestive subînțelesuri. Nu vi se pare curios că premierul Victor Orban din România nu are o întâlnire cu premierul Victor Ponta, în schimb are o întâlnire cu președintele Băsescu? Kövér László efectuează în aceste zile o vizită neoficială în Transilvania pentru a se implica în acțiunile electorale ale Partidului Civic Maghiar, al cărui președinte de onoare este. Astăzi a avut loc faza finală a concursului Istoria Mea, destinat elevilor din mediul rural. În cadrul competiției, cei mici au realizat desene și eseuri în care au încercat să reînvie istoria locurilor natale și să-și promoveze tradițiile. Premiera a avut loc la Sala Unirii din Alba Iulia. Astăzi au fost răsplătiți elevii de la școlile din Mogoș, din zona Secașilor și de pe Trnave, finalizându-se astfel seria premierilor din cadrul concursului Istoria Mea. Le-am inițiat în mediul rural, pentru ca cei mai tineri locuitori ai satelor, mă refer aici la copii, să redescopere istoria locală, istoria tradițională, obiceiurile, prin eseuri sau desene. Cei mai meritoși sunt astăzi premiați la Sala Unirii, este practic ultima grupă din acest concurs, am avut și în 1 și în 5 iunie. Sunt foarte multe lucrări bune, m-a impresionat în special o lucrare din Sălcioa, un eseu foarte bun. N-aș putea să vi-l redau acum în câteva cuvinte, dar copiii s-au străduit și munca lor practic contează, mai puțin munca noastră. Cele mai bune eseuri și desene au fost premiate cu diplome, cărți și DVD-uri cu fotografii vechi din zona rurală. În lucrările lor, elevii au încercat să surprindă viața de la țară cu obiceiuri, tradiții și istorie, lansând astfel o invitație orășenilor în localitățile lor natale. Am încercat să redau comuna mea natală, Mogoș, care este foarte frumoasă, doar că nu este prea vizitată.
Spune-ne câteva cuvinte despre comuna ta, ce putem vedea acolo. Cel mai frumos lucru este Poiana cu Narcise, unde putem vizita și culege foarte multe narcise pe data de 21 mai. Sunt foarte multe biserici, una cea mai frumoasă din centrul comunei, Sfinții Mihai și Gavril, aproape ca o catedrală, este foarte frumoasă. Ce premiu ai luat astăzi? Premiul întâi la eseu. Ce ai încercat tu să scrii în eseul tău astfel încât să atragi lumea spre comuna ta? Am scris despre comuna mea și despre satul meu natal. Câteva cuvinte despre satul tău natal ne spui? Da, este ca, sunt cam puține case, nu este prea mare. Tu ce premiu ai luat? Premiul întâi. La ce? Pentru ce? Pentru eseu? Pentru desen? Pentru desen. Ce ai desenat tu? Satul meu. Și cum este satul tău? Ce ai pus în desen acolo? Căști, drum, soare, copaci și păsări. În compunerea ta ce ai încercat să scrii? Despre școală și despre satul meu. Și cum este satul tău? Frumos! Ce găsim acolo? Magazine, oameni harnici. Elevii au avut parte și de o lecție de istorie despre Alba Iulia, muzeul și Sala Unirii, pornind și într-o vizită prin cetatea Marii Uniri. Provocări, vânătoare de comori, muncă în echipă și premii surprize. La toate acestea se pot aștepta tinerii care participă duminică la prima ediție a concursului Alba Iulia City Quest. Competiția urmărește descoperirea și înțelegerea mai largă a importanței culturale și istorice a orașului nostru. Prima ediție a concursului Alba Iulia City Quest este organizată de Consiliul Județean al Elevilor în parteneriat cu organizația Școală pentru Viață și se va desfășura duminică între orele 10 și 17. Vor primi în data de 10 iunie la ora 10, vor primi o hartă, o sumă de bani și vor trebui să realizeze niște obiective. Practic, proiectul nostru își propune să promoveze cultura și istoria municipiului Alba Iulia, implicit cetatea Alba Carolina, pentru că aici se vor desfășura principalele activități ale proiectului. În concurs vor fi testate viteza de reacție, ajutorul reciproc și îndrăzneala, extrem de utile într-un treasure hunting. Echipele câștigătoare vor pleca acasă cu premii surpriză din partea organizatorilor. Este un fel de treasure hunting, așa cum am spus, în arta aceea vor primi și anumite sarcini care trebuie să le ducă la bun sfârșit. Timpul este de 5 ore, ei pot termina mai repede. La finalul zilei, la ora 5, ne vom întâlni într-o locație, vom face premierea. Premiile vor consta în materiale promoționale cu municipiul Alba Iulia și județul Alba și diplome pentru câștigători și participanți. Doritorii se pot înscrie în concurs până mâine inclusiv. Tot ce trebuie să faceți este să vă formați o echipă de 5 persoane, să vă găsiți o denumire și să trimiteți un mail la adresa contact@școalapentruviata.ro, unde menționați numele membrilor echipei și denumirea acesteia. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Cu toate că este un oraș mic, Alba Iulia oferă tot mai mult sportiv la loturile naționale ale României. Vremurile grele și banii puțini din misteriile cluburilor nu par să afecteze performanțele albaiulenilor. Aceștia reprezintă cu onoare orașul în sporturi precum fotbal, atletism, basket sau chiar canoe. Cele mai mari performanțe vin din fotbal, unde orașul a trimis mai mulți jucători la echipe de top din prima ligă, însă și la loturile naționale. Lista este una lungă, însă amintim câțiva dintre jucători și anume: Andrei Zăgrean, Nicușor Stanciu, Mihai Mincă, Gheorghe Grozav, Răzvan Dâlbea sau Florin Ilie.
Cei mai reprezentativi sunt Grozav, care a evoluat pentru Naționala României în ultimele două amicale, Mincă, cel care a cucerit trofeul de campion al României cu CFR Cluj, și Stanciu, vicecampionul României cu FC Vaslui. Atletismul este reprezentat de Ana Rodian, Ana Maria Groza, Alina Boholțan, Andra Ololu și Oxana Duță. Dacă primele două au șanse de a purta tricolorul României la Olimpiada de la Londra, Alina Boholțan și Oxana Duță vor concura mâine în Bulgaria la campionatele balcanice de alergare montană. Basketul albaiulian trimite la Național un antrenor secund pe Thomas Bilek, o performanță notabilă în acest sport destul de nou în orașul nostru. Primdivizionarul acestei universitate emite pretenții la locurile fruntașe în sezonul viitor, după locul al 5-lea obținut anul acesta. La canoe l-amintim pe albaiulianul Claudiu Ciur, care este antrenorul lotului național de canoe al Statelor Unite ale Americii. După Mihai Mincă, Gicu Grozav și Nicușor Stanciu, încă un fotbalist albaiulian va evolua în prima ligă de fotbal. Este vorba despre Alexandru Giurgiu, care evoluează la nou promovata Gazmetan Severin. Jucătorul a fost transferat în iarnă la echipa din Severin, cu care are contract pe încă 4 sezoane. Ex-uniristul va apăra flancul stâng al defensivei nou promovatei Gazmetan Severin. Dacă va evolua, va avea de înfruntat jucători precum Kipciu, Rus sau Deac. Fotbalistul nu se află la prima promovare de acest gen, reușind aceeași performanță cu Unirea în 2009. Oficialii trupei din Severin au declarat că îl vor păstra pe fostul unirist, iar în acest caz vor avea de achitat o sumă de bani formației albaiuliene. Dacă Giurgiu va evolua cu siguranță în divizia A, încă un tânăr fundaș așteaptă parafarea actelor de transfer pentru a juca pe prima scenă fotbalistică. Este vorba de Ioan Stan, care ar putea evolua în sezonul viitor la formația Astra Ploiești. Naționala României de fotbal a remizat aseară cu reprezentativa Austriei scor 0-0 în ultimul amical al stagiului de pregătire din această vară. Fără idei sau prospețime, elevii lui Pițurc au fost dominați la toate capitolele de jucătorii țării austriece. Dacă după meciul contra Elveției viitorul suna bine pentru naționala noastră, aseară jucătorii au făcut un meci slab fără acțiuni în fața porții austriece. Posesia zdrobitoare de 68% a gazdelor a scos la iveală dorințele antrenorului român. Pițurcă nu a dorit să atace, preferând să joace pe partea contraatacului, însă viteza și creația ne-au lipsit pentru a dezvolta acele faze. Singura ocazie clară de gol a fost ratată de Daniel Niculae în minutul 2, care nu a reușit să trimită mingea în poartă dintr-o poziție favorabilă. Dacă în ofensivă lucrurile nu au mers cum trebuie, defensiv echipa României a stat bine, blocând atacurile austriece în cele mai multe faze. La rampă a ieșit Tătărușanu, care a salvat naționala de la un rezultat negativ în mai multe situații cu parade excelente. Albaiulianul Gicu Grozav a evoluat 61 de minute pentru reprezentativa României. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am îndurat și astăzi furia naturii. Vestea bună este că atenționarea cod galben emisă ieri de către meteorologi a ieșit din vigoare în această după-amiază. Însă cantitățile de apă depășesc în unele zone 15 litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul prezintă intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari la munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 16 și 23 de grade, iar cele minime se încadrează între 6 și 16 grade Celsius. Presiunea atmosferică se află în creștere, iar mercurul din termometre oscilează în această seară în jurul valorii de 16 grade la Alba Iulia și Sebeș, 15 grade la Aiud, 14 grade la Blaj și 12 grade Celsius, înregistrează termometrele la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, cerul va deveni variabil, iar fenomenele meteorologice întâlnite până acum vor înceta. Așadar, valorile nocturne se vor situa în jurul a 13 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 12 grade la Aiud, 11 grade la Blaj și 9 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea se va mai încălzi și va deveni în general frumoasă. Vântul va sufla slab și moderat, cerul va fi variabil cu unele înorări și izolat vor mai fi posibile ploi slabe în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade, iar cele minime de la 5-6 grade în depresiuni până la 16 grade Celsius. În aceeași ordine de idei, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul a 26 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 27 de grade la Sebeș, 25 de grade la Blaj și 22 de grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni.
Veștile bune nu se opresc aici. Poi mâine vremea va continua să se încălzească și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zonele de munte, unde vor fi unele înnorări și cu totul izolat, averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, iar cele minime, în general, între 10 și 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!